Daria se scutura în autobuz pe drumul prăfuit. În spatele ei a rămas satul din raion și trei ani de viață în orfelinat. Iar în față, perspective foarte vaci. Fata visa să intre la o universitate de medicină, dar a trecut examenele destul de modest, și-a dat seama că este puțin probabil ca, cu notele ei, să poată intra la buget. Și este puțin probabil că va putea intra ca orfană. În lista de privilegiați, erau alții cu motive mai importante înaintea ei și de aceea Daria a decis să nu-și strice nervii cu așteptări de șarte de miracol, era în general o realistă. Statutul de orfan, desigur, dădea unele avantaje, dar nu erau atât de multe pentru a intra la Universitatea de Medicină. Așa că fata a decis să se pregătească timp de un an, să dea din nou BAC-ul, iar apoi să prindă pasărea ei de noroc. Între timp, ea va locui în casa părinților ei din oraș. Casa a rămas, dar părinții sunt decedați de trei ani necazul s-a întâmplat pe neașteptate. Dar ea tocmai terminase clasa a opta. Era o seară caldă de mai tata a propus ca, cu ocazia sfârșitului excelent al anului școlar, să frigă niște frigărui. Carnea era la marinat, dar ea și mama ei erau ocupate în bucătărie, gândindu-se la o altă salată. Apoi a intrat tata și a spus că era urgent să meargă la centrul raional să ia cărbuni pregătiți pentru grătar, pentru că nu vor putea să le aprindă pe ale lor, pentru că au rămas doar lemne de plop, iar acestea ar putea da amărăciune frigăruiului finit. Iar magazinul din sat era deja închis. Mama s-a pregătit imediat să meargă cu el să cumpere ceva pentru ospățul lor de familie. Dragă, ne întoarcem în aproximativ 40 de minute. În acest timp, mută carnea odată pentru a se marina mai bine. Nu te plictisi, vom fi rapizi. S-au urcat în mașină și au pornit spre centrul raional fata le-a făcut doar un semn de rămas bun prin fereastra bucătăriei. Cine știa că nu-și va mai vedea niciodată mama și tatăl în viață. Dar ea a spălat vasele, a amestecat carnea în vas, a șters podeaua bucătăriei și s-a uitat la ceas. Trecuse deja o oră, cam întârziau părinții. Fata a zâmbit apoi și a liniștit gândurile. Se pare că vor să cumpere tot supermarketul. Apoi o mașină s-a oprit în fața casei. Dar nu erau părinții ei, ci domnul Nicolae președintele Consiliului Sătesc și cu el soția sa, Tanti Raisa. Femeia a sărit din mașină și s-a grăbit să intre în casă. Oh, ce nenorocire, copila mea! A strigat ea când a văzut-o pe Daria în prag. Fitare, draga mea! Raisa, de ce țipi? Nu o speria pe fată, a murmurat domnul Nicolae în spatele ei. S-au privit unul pe celălalt și ambii și-au coborât capetele. Daria s-a uitat la tanti Raisa și la el, confuză. Trupul ei tremura, inima îi bătea cu o vigoare sporită în așteptarea ceva teribil. Ce se întâmplase? A rostit ea în cele din urmă. «Draga mea, mama și tata sunt morți», a auzit-o ea pe tanti Raisa răspunzând. Fata a pierdut pământul de sub picioare și i s-a negrit în fața ochilor. Când și-a revenit, i s-a spus că la intrarea în centrul raional, mașina lui Sergiu a fost lovită în plină viteză de un camion. Elena și Sergiu au murit pe loc. Iar șoferul camionului era abiat. El, desigur, va fi judecat, doar că părinții fetei nu se vor întoarce. Dar ea și-a amintit prost de înmormântare. Totul era ca în ceață. Inima îi era sfâșiată de un singur gând. De ce a început atunci nenorocitul ăla de frigărui? Ar fi putut servi doar un ceai și atât. Mama și tata ar fi în viață, dar nu mai există cale de întoarcere. Un accident teribil care i-a dat toată viața peste cap și-a revenit puțin în fire când domnul Nicolae a condus-o cu mașina Consiliului Sătesc până la centrul raional. Nu-i nimic, Daria, nu-i nimic, a spus el. Vei locui puțin în internat, iar eu voi avea grijă de casă, îți promit. Când te vei întoarce, dacă vei dori, o vei vinde. Dacă nu, vei avea o casă a ta. Nu-ți vor da un apartament, ai propriul colțișor, cum s-ar spune. Dar nu-ți face griji. Durerea va dispărea, Totul se va uita. Totul va fi bine pentru tine, fată, spunea el, coborând ochii cu vinovăție, ca și cum ar fi fost vina lui că a dus-o pe Daria la orfelinat. Dar nu era așa. S-a întâmplat ca mama să nu ai rude. Sora tatei locuia undeva în nord, dar nici măcar nu a venit la înmormântare, fiindcă era departe. Au sunat-o și i-au spus despre Daria. Însă mătușa a refuzat să o ia de acolo. În familie creșteau patru copii de-a ei, iar fata era deja mare. Nu se știe ce fel de caracter avea, iar Daria nu s-a supărat pe mătușa ei. De ce să se ducă la cineva pe care nici măcar nu l-văzuse vreodată? Mai bine ar merge la orfelinat. Nu era departe de casă. Nu a fost abuzată la orfelinat. Bineînțeles, Daria s-a obișnuit greu cu noile condiții, dar nu a avut de ales. A rezistat, deși inima ei încă gemea de durere, puțin distrasă de studii, care din anumite motive, au început să-i dea fetei din ce în ce mai multe bătăi de cap, aparent, o școală nouă, alți profesori, dar nici măcar starea ei de spirit nu era aceeași. Dar ea a încercat. Și iată că examenele s-au terminat. Le-a susținut destul de bine, dar încă nu destul încât să meargă la facultatea de medicină. Autobuzul a încetinit, fata a tresărit, ușile s-au deschis brusc. Dar i-a scuturat din cap, alungând amintirile triste iată că a ajuns în orășelul ei. Primul lucru pe care fata l-a făcut a fost să-l viziteze pe domnul Nicolae la Consiliul Local. Ai venit! A exclamat bărbatul cu bucurie. Bine ai făcut! Rămâi pentru totdeauna sau cum? O să mai stau o vreme, a răspuns evaziv fata. Și bine, odihnește-te, a susținut-o domnul Nicolae. I-a dat dar ei cheia de la casa părinților ei și a condus-o în curte. Pe drum acesta a povestit că, în toți cei trei ani, casa a fost sub o îngrijire specială, iarna era încălzită, pentru care bărbatul a reușit să facă rost atât de lemne, cât și de cărbune prin intermediul autorităților raionale. Și cum ar putea face altfel? Orfana se va întoarce, iar casa va fi înghețată și ruinată, iar Darie este puțin probabil să-i se dea un alt colț. Bineînțeles, gospodăria era plină de buruieni, dar Raisa ștergea periodic praful din casă și spăla podelele ca să se asigure că totul era așa cum trebuia să fie. Chiar ieri a făcut curățenie de parcă ar fi știut că urmează să te întorci, a spus domnul Nicolae. Iar eu chiar m-am întors, a zâmbit Daria. Și bine ai făcut. A lăudat-o încă o dată președintele. În mod corect nu a întrebat despre continuarea studiilor. Dacă ai de gând să lucrezi, spune-mi, îți voi găsi un loc, la poștă sau la club. Vă mulțumesc, a spus fata. Și-au luat la revedere iar Daria a deschis poarta scârțitoare. Da, curtea este plină de buruieni, dar nu-i nimic, se poate repara. Frunzele vor fi greblate, iarba va fi îndepărtată, straturile de flori și grădinile vor fi săpate, totul va fi bine. Daria a văzut un măr lângă fereastră, ea și tatăl ei îl plantaseră cu cinci ani în urmă. Când a plecat, era doar o crenguță subțire. Fata a crezut că înghețase sau fusese rost de șoareci. Dar nu la fereastră se afla un măr tânăr și împrăștiat, presărat cu mere mici necoapte. Bună! A zâmbit Daria, s-a apropiat și a îmbrățișat mărul ca un om. Ce frumos ești! S-a lipit de scoarța subțire și a respirat parfumul. Mirosea acasă, a amintiri. Fata a simțit un nod în gât. Asta e, nu te amăr. Și-a spus ea. S-a îndreptat hotărâtă spre ușă. Casa era într-adevăr ordonată. Bravo, tanti Raisa! nu-mi venea să cred că nimeni nu a locuit aici timp de trei ani. Totul era curat și ordonat. Dar ea s-a plimbat prin casă, s-a așezat pe canapeaua unde părinților ei le plăcea să-și petreacă serile. Și din nou acel nod în gât. Fata a suspinat și a făcut treburile casnice pentru a-și distrage atenția, și-a aranjat lucrurile, a pus la foc fierbătorul. S-a hotărât ca mâine să pornească o luptă cu buruienile din curte, iar între timp ar trebui să se ducă la mormintele părinților ei, pentru că nu mai fusese niciodată acolo de la înmormântare. Odată a rugat-o pe directoarea orfelinatului să o lase să meargă la cimitir de ziua părinților, dar nu i-a permis. Era liniște la cimitir, vântul cald îi îmbrățișa umerii. Dar ea mergea pe cărare, călcând cu grijă peste tufele de căpșuni. Uau, wow, zmeură în cimitir! Fata se întreba mereu de unde provin. Se spune că aici era o pădure. Copacii au dispărut de mult dar murele sunt încă acolo. Și anul acesta sunt atât de mari. Și sunt coapte. Nimeni nu le rupe aici, așa că ele cresc după bunul lor plac. Dar ea s-a oprit. Bună ziua, mamă și tată, a spus ea încet, apropiindu-se de două morminte îngrijite. Părinții ei dorm lângă ele, împreună pentru totdeauna. Fata s-a așezat lângă ei și acum putea să-și lase sentimentele să iasă la iveală. Dragii mei, a șoptit ea și a plâns ce singură sunt fără voi. Dar nu vă faceți griji. Fica voastră nu o să vă facă niciodată de rușine. Totul va fi bine. Îmi pare rău că nu am intrat imediat la universitate, dar o voi face cu siguranță. O să reușesc. O pasăre a cirit undeva în apropiere. Dar i-a ridicat capul. Soarele părăsise zenitul. Trebuie să ne grăbim, altfel nu e o idee bună să ne aflăm seara la cimitir. Fata și-a șters lacrimile, s-a uitat în jur, voia să facă ordine la morminte, dar acolo era ordine. Și-a amintit că tanti Maria, vecina ei, promisese să aibă grijă de morminte. Se pare că s-a ținut de cuvânt, îi mulțumea foarte mult pentru asta. Dar, oricum, fata a rupt iarba, care crescuse deja peste vară, a dezmorțit pământul de pe morminte, a șters paharele de băut. A mai stat un timp, a oftat și a cules buruienile pentru a le arunca și a amintit că, de cealaltă parte a intrării principale, era o portiță, prin care se scoteau gunoaiele și se puneau lângă gard. Întârâ acolo s-a dus Daria. Acolo, lângă un tufiș mare de liliac, se afla un rezervor mare. Fata a aruncat iarba și se îndrepta spre casă, când deodată s-a oprit. A auzit un sunet ciudat. Părea că cineva gemea. Nu, i s-a părut. Probabil că era un taur de apă pe lac, care își clătea ciocul. Dar a făcut doar un pas, Însă, deodată s-a auzit un alt geamăt. Și cu siguranță e un geamăt. Și venea de undeva din spatele tufișului de liliac, unde se afla coșul de gunoi. Fata s-a apropiat cu prudență de liliac, a ascultat. Gemetele se repetau. I-a ocolit tufișul și a încremenit de surprindere. În iarbă zăcea o femeie în vârstă îmbrăcată în niște strențe. Bunico, ce s-a întâmplat cu tine? a întrebat emoționată Daria și s-a așezat lângă ea a privit chipul bătrânei, încercând să o recunoască. Poate e cineva din apropiere, dar nu o cunoștea pe bătrână. Necunoscuta o privea pe fată cu ochii îndurerați. Aceasta încerca să spună ceva, dar nu putea. Nu mă simt bine, copila mea, a spus în cele din urmă cu voce joasă. E cald, vreau să beau. Oh, aveți răbdare. O să alerg după ajutor, a sărit Daria și a fugit în sat. Din fericire, Prima persoană pe care a întâlnit-o a fost paramedicul Tantinadia. Femeia tocmai își termina tura zilnică și avea în mâini un caz medical. Tantinadia este o bătrână la cimitir, nu se simte bine. A spus Daria, fără suflare. O femeie bătrână? Ce bătrână? Tantinadia a fost luată prin surprindere. Și cine ești tu? Doamne, Daria, tu ești. Cât de mult ai crescut, cât de frumoasă ai devenit. Te-ai întors, deci. Da, da, da și-a dat din cap nerăbdătoare, dar asta e pentru mai târziu. Bătrâna e acolo. Haide, să mergem să vedem cine e acolo. A dat din cap tanti Nadia și împreună s-au grăbit spre cimitir. Bătrâna stătea întinsă sub liliac, gemând încet. Paramedicul a examinat-o și a măsurat tensiunea arterială. Pare a fi un atac cerebral, a spus ea, ja, voi chema o ambulanță. Bunico, cine ești dumneata? Ai venit să vezi pe cineva? Nu vă pot recunoaște?" Și atunci Nadia a șovăit, uitându-se la chipul bătrânei. Aceasta a deschis doar gura în tăcere, s-a strâmbat și a mugit ca răspuns. Daria a alergat în sat după apă și i-a umezit buzele bolnavei. Bătrâna se simțea foarte rău. Apoi a sosit ambulanța și a luat-o cu ea pe străina. Deși la început s-a împotrivit, bătrâna nu avea acte. Deci trebuia să fie lăsat aici ca un câine. Se indigna Daria de un câine ți-e jale, dar aceasta este o ființă umană. O luăm noi, răspunse obosit tânărul medic, dar nu o vor ține mult timp în spital, avem nevoie de acte. Mă rog, sau măcar să știm cine este. Cred că știu cine este, a răspuns Nadia, te sunt mai târziu. O să-i găsim documentele. Bătrâna a fost luată de acolo, iar Daria și tanti Nadia s-au dus în sat. Au mers în tăcere. Fata era impresionată de ceea ce se întâmplase. Se pare că bătrâna este o persoană fără adăpost, dar cum a ajuns aici? Și de ce? De obicei, persoanele fără adăpost se mută în orașele și localitățile mari. Acolo este mai ușor să supraviețuiești. Sau poate e doar o bătrână bețivă. Nadia se gândea la ale ei. Pe chipul ei se citea, în sufletul ei exista o luptă, să spună, să nu spună. În cele din urmă s-a hotărât. Daria, aceasta este Larisa. A spus ea în cele din urmă. Care Larisa? S-a mirat fata. Nu o cunosc. Așa este, nu o cunoști. Abia dacă am recunoscut-o și eu. Eram o fetiță când a plecat din sat. Dar încă mă amintesc trăsăturile ei. Daria, ea, ea este bunica ta. Care bunică! Fata a devenit palidă și s-a oprit. Mama mamei tale. Daria și-a amintit povestea pe care i-a spus-o mama ei. Elena nu i-a ascuns nimic fiicei sale. Elena de la vârsta de trei ani a crescut în casa mătușii sale, propria mama a abandonat-o. Larisa a plecat la oraș la un bărbat, era în funcție, era văduv și a crescut singur două fete. Dar el nu avea nevoie de fiica Larisei, iar Larisa a născut-o pe Elena de la un muncitor călător. A crescut-o până la vârsta de trei ani, iar apoi l-a întâlnit pe Leonid în centrul raional, când acesta era într-o călătorie de afaceri. A izbucnit dragostea. Larisa avea nevoie de Leonid, dar de fica ei nu. Larisa l-a ales pe bărbat și a plecat, lăsând-o pe lenuța surorii ei fără copii, Tamara. Ea a promis că o va lua înapoi în cele din urmă, dar imediat ce a plecat, a dispărut. Tamara a aflat mai târziu că Larisa locuia în oraș și nu cunoștea probleme, crescând copiii soțului ei, dar ea uitase de fica ei. Tamara s-a dus odată la sora ei, a concentizat-o, dar Larisa i-a respins toate vorbele, avea propria viață, nu avea legătură cu fica ei. De atunci, Tamara nu a mai căutat întâlniri, a crescut-o pe Lenuța ca pe propria ei fică, iar Larisa nu și-a felicitat niciodată fica nici măcar de ziua ei de naștere. Elena a fost jignită, desigur, însă Tamara a fost capabilă să-i ofere totul: dragoste și îngrijire. Elena nu știa nevoia de ceva, dar nu și-a mai văzut niciodată mama apoi s-a căsătorit și a născut-o pe Daria. Tamara a decedat cu trei ani înainte ca Elena și Serciu să moară. Raisa nu a venit la înmormântarea nimănui și nici măcar nu a fost informată, pentru că nimeni nu știa cum a decurs soarta ei. Este chiar ea? A șoptit Daria și s-a uitat confuză la paramedic. Tantina Dia, ce să fac acum? Dar ce să faci tu? A ridicat ea din umeri. Trăiește în pace. Raisa este, în esență, un nimeni pentru tine a renunțat la mama ta și, în consecință, la tine. O vor trata la spital, o vor băga într-un azil, dacă soțul ei și copiii ei nu apar. O să încerc să le găsesc contactele. Pentru tot restul serii Daria a avut impresia, oare într-adevăr avea propria ei bunică? Deși era o exagerare să o numească rudă. Era o străină, tanti Nadia avea dreptate. Daria își amintea și o iubea pe bunica Tamara, era propria ei bunică dar această bătrână era o cucuvia obișnuită. În timp ce adormea, Daria se gândea, las-o să trăiască așa cum știe ea, dacă va supraviețui, bineînțeles. Și noaptea a avut un vis minunat. Era ca și cum ar fi fost un ospăț în casa lor. Masa era pusă, erau cu toți împreună, mama, tata și Daria. Și bunica Tamara era cu ei. Discută ceva vesel, râzând. La un moment dat, mama ei o îmbrățișează pe Daria, îi spune ceva. Și fata se trezește. Ce a spus mama ei, nu-și amintește. Doar că, în mod sigur, erau niște cuvinte importante. Toată ziua, făcând curățenie în curte, fata a încercat să-și le amintească, dar nu a putut, iar apoi părea că le-a uitat. A doua zi, Nadejda a venit să o vadă. Ce mai face bunica aia? a întrebat Daria după o mică intare. Este în viață, în proces de însănătoșire. «Doctorii spun că ai găsit-o la timp», a răspuns femeia. «Ai salvat-o pe nesăbuita ta de bunică, Daria. Este doar o ființă umană. Nu este bunica mea», a răspuns Daria cu fermitate. «Da, ai dreptate. Dar iată care-i treaba». Tantina Nadia a povestit că a reușit să găsească numărul de telefon al lui Leonid prin intermediul colegilor ei. S-a dovedit că acesta a murit acum un an. Ficele lui au tolerat-o pe Larisa la început dar în primăvară au dat-o afară din apartament. Ea a hoinărit prin oraș și apoi a dispărut. Despre asta i-a povestit nadejdei bărbatul care a procurat apartamentul de la fiicele lui Leonid. La început el nu a știut ce i făcuse fiicele sale bătrânei, apoi a vrut să o ducă într-un azil, dar aceasta dispăruse deja. A fost atrasă înapoi în satul ei natal, a suspinat Nadia. Se pare că ea le-a crescut pe fiicele soțului ei, iar acestea au dat-o afară. Nerecunoscătoarele A oftat Daria Nerecunoscătoare A fost de acord tantina Nadia Dar fiecare în această viață primește mai devreme sau mai târziu ceea ce merită Așa că Larisa a primit Iar tu, fată, nu te gândi la ea Nu o cunoști și nici să nu o cunoști în continuare Daria nu a răspuns nimic Doar a dat din cap în semn de răspuns Zilele următoare fata s-a ocupat de casă, de vilă A alungat gândurile enervante dar, totuși, acestea pătrundeau cu insistență în conștiința ei, la urma urmei, avea o persoană dragă în această lume, este corect să se prefacă că nu s-a întâmplat nimic. O lună mai târziu, dar ea nu a mai rezistat și s-a dus la spitalul raional. L-a găsit pe medicul curant al Larisei. I-a spus că ea a fost cea care a găsit-o pe bătrână. Totul este în regulă cu ea, i-a răspuns medicul, poliția i-a stabilit identitatea. Se pare că pașaportul ei a fost lăsat la copii în oraș. L-au trimis prin poștă la spital. Ahaș, ce copii! Dar Dumnezeu este judecătorul lor. Acum bătrâna doamnă este pe cale de a se vindeca. Ar trebui să o externăm deja. Am făcut o înțelegere cu o casă de binefacere. Ar trebui să o ia într-una din zilele astea. Doctore, pot să o văd? A întrebat timid Daria. Bineînțeles că da. Fata a intrat în salon pe pat stătea o bătrână subțire în cămașă de noapte. S-a întors pe jumătate și s-a uitat pe fereastră. Dar ea nu a recunoscut imediat în această bătrână îngrijită pe acea bătrână nefericită pe care o văzuse la cimitir. Bunica Larisa a spus fata cu intare. Bătrâna a tresărit și s-a întors. Acum Daria a tresărit. Ceva apropiat și drag i-a fulgerat pe trăsături. Exact. Semăna cu răposata ei bunică Tamara. Cine ești tu, fată dragă? A întrebat încet bătrâna. Eu, eu sunt nepoata ta, a rostit brusc Daria, fica Elenei. Fica Elenei? a șoptit bătrâna. Buzele îi tremurau, lacrimile îi zvorau din ochi. Oh, îmi pare rău, îmi pare atât de rău, a spus Daria, nu trebuia să spun asta chiar acum. Nu vă faceți griji, lăsați-mă să chem un doctor. Nu este nevoie de un doctor, a spus bătrâna în liniște, totul este în regulă cu mine. Vino mai aproape, fetiță, îmi vreau să te privesc. Daria s-a așezat vizavi pe un scaunel. Larisa, ștergându-și lacrimile, strâmbând din ochi, o privia, fără să îndrăznească să o atingă cu mâna. Fica Elenei, ești nepoata mea, draga mea, îi șopteau buzele, iar Daria stătea acolo, fără să știe ce să facă. Să o îmbrățișeze? De ce? Femeia aceea o trădase pe mama ei. Dar cum să nu o îmbrățișeze? când aceasta este singura rudă de pe pământ. Daria s-a ridicat, s-a dus la bătrână și i-a pus brațul în jurul umerilor. Bunico, nu plânge, nu ne vom despărți de acum niciodată, a spus fata. Bătrâna, auzind aceste cuvinte, a încremenit, apoi s-a uitat confuză la fată. Dragă, nu știi totul. Am trădat-o pe mama ta. Am abandonat-o. Și când am fost dat afară de cei cărora le dedicasem viața, am decis să mă întorc în ținutul meu natal. Am rătăcit mult timp. Am mers pe jos până în sat. Nu aveam bani. Am ajuns într-un sat lângă un cimitir și am decis să mă uit acolo și acolo era mormântul fiicei mele. Iar sora mea era deja moartă. Mi-am dat seama că nu mai aveam iertare. Liniștiți-vă, i-a răspuns Daria. Nu plângeți. O să vorbim mai târziu despre asta. Acum hai să mergem acasă. Doctorul a spus că e timpul să te externăm. Acasă, bătrâna a devenit și mai palidă, nu am o casă. Acum aveți. Casa părinților mei este casa dumitale, a zâmbit Daria. Apoi fata a vorbit cu medicul, care a fost foarte surprins de cine era cu adevărat Daria și nu-i venea să creadă că o tânără fată vrea să aibă grijă de o bunică bolnavă în urma unui atac cerebral. Pot să fac orice, i-a răspuns ferm Daria. A mutat-o pe bunica Larisa în casa părinților ei, a avut grijă de ea și, după o vreme, bătrâna și-a revenit în sfârșit. Ea și Daria au devenit foarte bune prietene. Larisa s-a căit de greșelile din trecut. Păcat că nimic nu poate fi corectat. Dar trebuie să continuăm să trăim. Iar moralul Dariei s-a ridicat, nu era singură pe lume. Toată lumea din sat a fost surprinsă de faptul că tânăra fată era mai înțeleaptă decât toți ceilalți. A iertat pe cineva care nu putea fi iertat. Un an mai târziu, Daria a trecut cu succes examenele și a intrat la Universitatea de Medicină. A mers în oraș și s-a stabilit într-un cămin. În timpul vacanțelor, fata vine la bunica ei, iar ei sunt foarte fericite de astfel de întâlniri mult așteptate. Larisa a închis pentru totdeauna ușa spre trecut. Acele două fiice au încercat cumva să intre în contact, însă femeia nu a dorit să comunice cu ele. Acum o are doar pe Daria, fiica Lenuței. În sat a fost acceptată și ea. Poate că cineva încă mai judecă, dar este ușor să judeci creșelile altcuiva. Iar Daria a avut recent un alt vis în care ea și familia ei se aflau la masa de sărbătoare. Daria, noi vom fi mereu împreună, îi șoptește mama și o îmbrățișează. Doar să-i spui că am iertat-o. Cui? Se miră Daria în somn. Pe ea, mama dă din cap spre locul unde stă bunica Tamara. Daria se uită și este o altă bunică, bunica Larisa. Fata i-a povestit Larisei despre acest vis. Femeia a plâns și și-a îmbrățișat nepoata, a primit iertare din cealaltă lume, iar acum sufletul ei este cumva mai ușor. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, iar dacă v-a plăcut istorioara, atunci vă rog mult să mă susțineți cu un like și să vă scrieți părerile în comentarii. Seară plăcută să aveți și noapte liniștită. Ne reauzim în cu